primul neacar. De 6 ani, Mariana Lozuvanu este stabilită cu traiul în Arizona, cea mai aridă regiune din Statele Unite ale Americii. Dorința de a vizita această țară o avea de mic copil, ca într-un final să obțină dreptul de a emigra aici împreună cu întreaga familie. Era un vis al meu de mic copil, obișnuiam să scriu pe foaie că vreau să merg în America să vorbesc engleză. Aveam o pasiune pentru limba engleză și... Totuși, cred că e adevărat, dacă scrii undeva, scopurile se îndeplinesc. La început a fost foarte diferit, fiindcă am simțit că am căzut pe o planetă total diferită de Republica Moldova și am început să fim atenți la felul cum vorbește, cum gândește lumea. Nevoile de acasă îi motivează pe tot mai mulți moldoveni să-și încerce norocul peste hotarele țării. Originară din Lozova Strășeni, Mariana a lucrat în sectorul de servicii, marketing, iar această experiență a ajutat-o să ajungă la alte înălțimi, departe de casă. Stau și mă gândesc dacă în 6 ani realizam în Moldova câte am realizat aici și nu știu dacă s-ar fi schimbat prea multe. Dimpotrivă, cred că ar fi fost... În Moldova, sincer, locuiam într-un apartament cu stăpân, că altfel nu ne permiteam să plătim un apartament de 100-200 de euro pe lună. Aici, după 6 ani, am ajuns să avem casa noastră proprie, care nu pot să spun că am cumpărat-o cu eforturi mari. Pur și simplu am mers la un serviciu, am făcut câteva economii ca să pot avea un down payment și am luat o casă. Pe lângă comunitatea de moldoveni din Arizona, pe care a reușit să o integreze acum 2 ani, reușește să meargă la 2 locuri de muncă, contabilă la Universitatea din Phoenix și agent imobiliar. Investește mai tot timpul în serviciile imobiliare, care îi aduce plăcere, mai ales când îi reușește tranzacția. Are planuri mari pentru viitor, de a-și deschide propria agenție imobiliară. Sunt niște condiții care orice persoană care are un lucru cât de cât stabil ar putea să-și permită să-și cumpere o casă. Și rata la interes este una normală, zic eu, în comparație cu Republica Moldova, 3.5%, maximum 4.2%. Și chiar dacă se prezice o creștere până la 5%, oricum este ceva normal în situația în care cu mulți ani în urmă procentul era 16%. Am început să fiu prezentă, să prezint case în zilele sâmbătă și duminică, la care veneau clienți ca să o vadă și respectiv discutam, îi întrebam dacă ar dori să cumpere sau să vândă. Și așa am găsit primul client american care a cumpărat o casă de 400.000 de dolari. Mariana Lozuvanu a susținut un examen, iar în curând s-a văzut cu licență în regulă pentru a deveni agent imobiliar. Îi place această muncă și odată ce obții un venit stabil, primul lucru la care recurg moldovenii din SUA este o casă procurată în rate. A fost un examen destul de complicat, care, sincer, din start nu m-am așteptat că o să-l susțin mai greu. În Arizona a întâlnit mulți alți cetățeni moldoveni care sunt dornici să-și procure case în această regiune pitorească. Așa cum statul american atrage noi rezidenți în zonă prin intermediul prețurilor mai ieftine pentru casă, această afacere devine tot mai populară. Moldovenii noștri se hotărăsc mai ușor să cumpere case. Din experiența pe care am văzut-o eu, noi suntem mai emotivi. Am văzut câteva case, mi-a plăcut una, gata, punem oferta. Cu clienții noștri, cu moldovenii noștri, îmi place să lucrez, fiindcă vreau să-i previn de mai multe lucruri și încerc să le explic în detalii, unde să atrag atenția, dar e mai greu să traduc termenii pe care i-am învățat. Clienții americani, mai ușor, zic eu, mai mult îmi place cu clienții americani să lucrez. Afacerile în SUA devin prospere pentru că sunt ușor de gestionat dacă ești întreprinzător și cunoști bine legislația. Toată documentația necesară de a gestiona un business este accesată online, iar cultura americană în dezvoltarea afacerilor i-a atras pe tinerii moldoveni. Aici, agenții imobiliari sunt persoane publice despre care poți afla online, despre tranzacțiile care le-au încheiat, ce cursuri a luat, adică e foarte transparent domeniul ăsta aici. Pentru că astfel sunt mai puține încălcări. Aici poți să-ți pierzi licența imediat dacă ai mințit un client. În vânzări și ca agent imobiliar trebuie să ai
caracteristici de bază să fii o persoană comunicativă, să poți negocia o ofertă pentru clientul tău și să te pui suflet în toată tranzacția, fiindcă e un proces stresant. După o vizită scurtă în Chișinău, orașul îi păruse neîncăpător pentru tinerii moldoveni reveniți de peste hotarele țării. Șocul cultural este o experiență inevitabilă, iar faptul că Moldova bate pasul pe loc nu îi determină pe cetățenii moldoveni să revină atât de curând. Plus la problemele pe care le mai are Moldova cu economia, mai sunt lucruri mărunte care s-ar putea de evitat și când mi s-a spus că liceu este numai pentru angajat, dar clienții ce fac? Unde merg la liceu? Adică este, pentru mine este ceva lucruri simple care uite, îți strică o zi întreagă. Sau nerespectarea în trafic. Începi o zi de lucru, imediat te confrunți cu cineva la intersecție care nu-ți cedează și ți-a stricat toată ziua de lucru. Nu necesită multe investiții ca să ridici economia. Este vorba de confortul clientului, confortul persoanei, care duce la venituri mai mari. Realitățile pe care le trăiesc din nou acasă îi motivează să revină totuși în SUA, dar într-un viitor mai îndepărtat, Mariana se gândește totuși să aducă experiența ei acumulată de peste hotarele țării. Aș vrea să revin în Republica Moldova, fiindcă am învățat și am văzut multe aici și dacă aș putea eu și nu doar singură cu mai mulți moldoveni care au plecat să venim să schimbăm, să aducem experiență nouă de aici, să îndreptăm greșeli care le-am văzut acolo, aș vrea cu mare drag. Fiindcă oricum undeva în suflet ne este dor și ne trage pământul acasă. Ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova ca să revină mai mulți moldoveni acasă și să investească în țara noastră? Să se creeze locuri de muncă, să nu se pună piedici oamenilor care vor să investească, să le dea libertatea de a demonstra ceea ce pot și să aducă inovații acasă, ca să creeze locuri de muncă, să ridice salariile, să fie mai multă unitate și oamenii să privească la scopuri împreună. Fiindcă nu, numai așa pot să realizezi ceva. Chiar și, nu știu, aceeași comunitate pe care am creat-o aici tot a fost cu scopul de a ne ține uniți pe noi moldoveni și de a păstra limba, de a putea vorbi limba română mai mult, de a tradițiile noastre, de a le face. În susținerea tinerilor familii stabilite cu traiul peste hotare, le vin în ajutor părinții, mai ales când au ocazia să îngrijească de nepoți. Victoria, tu știi unde e Moldova? Da. E departe. Da? Trebuie să zburăm la Moldova? Da. Cu ce? Cu avionul. În timp ce Mariana este plecată la serviciu, copiii se bucură cel mai mult de dragostea pe care le oferă bunicii. N-am gândit deodată când au câștigat green card-ul, zic că să duc și să facă niște bani și să vin acasă, toți, grămadă. Dar tineretul unde dă, că îmi e bine, nu se mai întoarce înapoi. Când am venit deodată, eu mă duceam drept la casă să redisplătesc, dar eu nu mă uitam că la câțiva metri stă lumea în rând. Mariana, unde duci, mămică, vezi că este rând aici, dar că văd că e liber la casă, am zis, aici nu ca la noi să tixesc la casă toți, aici stau într-o parte, rabdă, așteaptă. Da? Nicolas. Ce ați vrea să fie schimbat în Moldova? Da, ce aș vrea să fie? În primul rând să fie lucru, să avem unde lucra și să aibă tineretul lucru și să aibă o leafă care se poate supraviețui cu familia, că avem și în Chișinău fată, dar tot și gata să fugă în altă parte. Am venit deodată, păi ne-am obișnuit, dar pe urmă așa de bine ne-am obișnuit că când ne-am întors înapoi în Chișinău, ceva straniu ne părea când aici și drumuri și când am intrat la aeroport în Chișinău, când am văzut străzile fermate, trotuarele fermate, bă, ceva deodată nu era cum trebuie ca aici. În agențiile imobiliare americane activează mai mulți cetățeni din Moldova care reușesc să-și dezvolte nu doar propriile afaceri, dar și relații amicale cu clienții. Casele în Arizona variază între 100.000 și $400.000, bani care îi oferă orice bancă dacă reușești să demonstrezi o bună istorie creditară.